Informație de ultim moment, doamnelor și domnilor, un deputat social-democrat a fost exclus din partid. Conducerea îi cere să-și dea demisia din Parlament, potrivit unor surse. Acesta a fost înregistrat în situații compromițătoare cu un minor. Mădălina Mihanache, bună ziua, ce știi? Bună ziua, Maria, bun găsit tuturor. Cu puțin timp în urmă s-a luat această decizie. Decizia s-a luat într-o ședință online, mai exact pe grupul intern al președinților de organizații județene. Acolo Marcel Ciolacu, liderul PSD, le-a cerut colegilor să-l exclude pe Aurel Bălășoi. Inițial nu a dat foarte multe detalii, nici măcar colegii săi din partid n-au știut exact pentru ce este vinovat acesta, ce acuzații se aduc. Din informațiile pe care noi le avem, Marcel Ciolacu a luat această decizie și le-a propus colegilor săi să fie exclus Aurel Bălășoi, deputat PSD de Argeș din Partidul Social Democrat, după ce a văzut imagini cu acesta, imagini compromisătoare, imagini reprobabile cu un minor, mai exact vorbim despre un act sexual cu un minor, Maria. Social-democrații acum îi cer deputatului să își dea demisia și din Parlamentul României, din funcția de deputat, pentru că altfel, spun liderii PSD, vor vota pentru ridicarea imunității acestuia, dacă va fi cazul, pentru că deocamdată nu avem informații dacă a fost deschis un dosar penal, dacă a fost făcută o plângere împotriva acestui deputat până puțin mai devreme al Partidului Social-Democrat, Aurel Bălășoi. Știm doar că este vorba despre un act sexual cu un minor. Totul s-a fi petrecut într-o cameră de hotel, iar acesta ar fi fost înregistrat. Ce știm despre acest deputat în mod normal, în legătură cu activitatea sa politică, Mădălina? Nu s-a făcut cunoscut prin nimic, Maria. Este un deputat care aproape nu are activitate parlamentară. Un deputat care nu s-a făcut remarcat prin absolut nimic. Este un deputat PSD, așa cum îți spuneam, ales pe listele de la Argeș. De altfel, președintele de organizație PSD Argeș a fost cel care, din informațiile noastre, l-a contactat pe Marcel Ciolacu. Acesta ar fi avut aceste imagini și le-ar fi transmis mai departe liderului PSD. Și după aceste imagini a fost luată această decizie. Un anonim, aș putea să spun, Maria. Până astăzi. Nu a remarcat în absolut nimic. Până astăzi, când iată, apare și îl este cunoscut așa. Mulțumesc foarte mult, Mădălina Mihanache. O să vă ținem la curent, doamnelor și domnilor, în legătură cu evoluția acestui caz. Reamintesc, este un social-democrat care a fost înregistrat în situații compromise.